A doua concurentă, Andreea Munteanu. Hai, Andreea! Andreea Munteanu este campioana națională absolută a României în acest an. A înregistrat un spectaculos progres, în special la sărituri și la pârnă. O gimnastă care place, are carismă, este dinamică, o zvârlugă de copil. 36 de puncte, 461 în concursul calificativ, cu o evoluție mai slabă la paralele, 8.512. Dacă nu ar fi avut o evoluție mai puțin reușită la paralele, probabil că Andreea ar fi urcat în clasamentul individual destul de bine, dar oricum în concursul individual se pleacă de la zero. 9.300 pentru Andreea Munteanu la primul ei mare concurs din carieră. Foarte bine. Andreea, deocamdată suntem în grafic, suntem peste gimnastele americane, foarte puțin, dar oricum suntem peste Statele Unite la sărituri. Monica Roșu s-a prezentat. Un pas cam mare la aterizare, un pas cam mare la aterizare, o zecime jumate, două. Să vedem cum vom considera arbitrele. Monica Roșu impresionează prin forță și dinamism. Este adevărat că exercițiile ei trebuie să atingă și cealaltă caracteristică a gimnasticii, grație. Solul și pârna sunt aparatele ei cele mai bune. Iurcenco cu două întoarceri, 9.362, note de plecare din 80. 9.362, deci în această clipă suntem în fața Statelor Unite la o diferență de o zecime și 12.000. Să recapitulăm notele primite de gimnastele noastre la sărituri. Cătălina Ponor, 9.287, Andreea Munteanu, 9.300, Monica Roșu, 9.362. Secvență înregistrată, Cătălina Ponor, la mulți ani pentru cei 16 ani împliniți astăzi. Face parte din Clubul Sportiv Școlar Farul Constanța, care a câștigat anul acesta campionatul României pe echipe. O ținută zveltă, o gimnastă atipică, încălcând linia clasică a gimnastelor noastre, mai scunde de obicei. Cătălina impresionează prin putere și dinamism. Partea centrală a podiumului de concurs, competiția continuă cu echipa Spaniei la sol, pentru Monica Mesales, 9.087. Monica Mesales a fost de avea prima competiție.